Mama lui Cătălin Ilnițchi vine cu vești bune de la medicii israelieni. Aceasta a anunțat pe pagina de Facebook că tânărul fotograf este în afara pericolului și chiar a postat o fotografie cu buzoianul rănit în incendiul din Clubul Colectiv din București. Tamara Adina Neagu, mama lui Cătălin, a transmis și mulțumiri tuturor celor care l-au ajutat pe fiul său. Dragi prieteni, a sosit mult așteptatul moment al anunțului despre îmbunătățirea stării de sănătate a fiului meu, Cătălin Ilnițchi. După o lungă așteptare a evoluției în pozitiv, acum vă pot spune că se află în afara pericolului. Rezultatul intervențiilor chirurgicale este bun și toate rănile se prezintă în limitele așteptate. Arsurile căilor respiratorii și infecția pulmonară au fost rezolvate. De câteva zile a început să vorbească, să meargă și a început deja și recuperarea, cu toate că este încă la terapie intensivă a secției de arsuri. Mulțumiri din suflet medicilor și personalului medical de la Smurd, Spitalul Floreasca și Spitalul Telha Shomer pentru dovada de înalt profesionalism și căldură umană. Membrilor trupelor Blue Motors, Jazz Band și Undercover, restaurantului Orhideea, organizatorilor și publicului concertului caritabil Dăruiește pentru Viață, inițiatorului și fotografilor implicați în proiectul Expoziție Fotocaritabilă Cătălin Ilnițchi hashtag colectiv, de la fotograf la fotograf, de la om la om, autorități diplomatice și consulare pentru prompta intervenție, tuturor celor care au făcut donații publice, private și anonime, a scris mama lui Cătălin Ilnițchi pe pagina de Facebook.